Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit într-un nou gameplay. Astăzi vom juca cel mai horror joc care există și a existat până acum. Numele lui este Layers of Fear, dacă ați mai auzit de el. Deci, haideți să spunem let's get started și o să dăm new game. Și ne arată direct un tablou în față, foarte, foarte fain pictat așa. Numai că acoperit. Desigur, pentru că nu trebuie să-i vedem fața. No, bun, și începe acțiunea. Totul se întâmplă noaptea. Oh, God. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Da, și eu mai aud încă. Cut so many times. Each night drowning in a cold sweat. Da, mă, știu cum e feeling-ul ăla. But there's a way to bring back what life took from me. The only thing. Hai să vedem. Da. Every portrait is painted with feeling. Da, foarte, foarte fain citatul ăsta. No, bun. Deci, până aici ne-a fost, aici ne-am trezit. Să nu spui că pe acolo am și venit, dar nu mai are să deschidem ușa. Uitați aici ce casă faină, mă. Deci să aveți și voi așa ceva, un hol așa de fain. Și o pictură exact așa asta. Mamă, ce interesant, mă. O să dăm click pe asta. Așa, direct. Deci, care dintre voi ați vrut să pășiți aici, acum o să aveți mirarea de a vedea toate obiectele de aici. Uite, până la brățări și fotolii și scaune de autobuz. Uitați ce bucătărie minunată, mă. Să aveți așa ceva și voi la voi acasă. Am auzit că este una și din aur, aia e la alt nivel. Foarte fain. Dar nu avem nevoie de așa ceva. Aici sunt flori agățate sau mi se pare mie. Da, asta e adevărul. Jocul e cam creepy așa. Dacă îl vedeți pentru prima dată, nu vă iluzionați că nu o să fie creepy. Ba chiar o să fie, uite acolo, basement. Bun, și aici ce e? O lampă. Ce reflexie interesant așa din interior. Dar după, în spatele ușurile, ce se află? O baie. Foarte fain. Aici s-au întâmplat foarte multe lucruri. Neștiute de nimeni. Bine, n-avem nevoie de așa ceva. A, asta da, un pic de lumină. Bă, da, faină e chiuveta asta, mă. Uitați, ne vedem și în oglindă, numai că e așa de întuneric în camera asta, încât nu putem să ne vedem chipul. Se vede așa pe întuneric numai. Asta nici nu mai are. Oh, în sfârșit am oprit și noi și apa asta. Că înainte curgea degeaba, uitați. Ce păcat, am irosit și noi banii la omul ăsta din casă. Deci ăsta a fost ceva poet sau ceva în gen. De ce n-ai bare casa din anii 90? Sau ceva în gen. Oh! Dar pe atâtea cuști să ai numai. Atâtea capcane de șoareci. Uite acolo. Ai avut să fie o lampă, dar nu a fost să fie. E bun, hai să mergem upstairs. Bă, dar ce picturi faine. Parcă-l văd și pe Ștefan Hrușcă pe aici. Mai ales aia. Aia cred că o vedem în multe nivele. Ce s-a întâmplat, bă? O vrut careva să servească o sticlă de vin cu noi și nu a avut șansa? Sau s-a deschis asta singur? Oh, deci încă mai are, e bun. Mai are pe drac, uite ce s-a întâmplat. S-a închis singur. Mamă, ce fain. Ce scrie aici?
been working all night. Și acum merg ușa. Înainte nu mergea. Nu! Nu tu! I fucking hate you! Bă, ce muzică! În sfârșit o sticlă de coniac. Și aici? Sorry, couldn't sleep. The legs has been acting up again. La ce se referă? Oh, ce faină e pictura aia. Trebuie să-i facem așa o poză din high definition. Așa direct HD. Aici ce naiba a fost? De ce s-o spart oglinda asta faină? De ce? Vreau o explicație. Destul de explicat. Apoi numai vezi minte din astea să ai, uitați. Oh, păi care a fost aici host de vin? Trebuie să-l prindem, mă. Că careva ne-a golit toate sticlele de vin din casă. Și acela nume se află chiar aici. Și-l veți vedea în curând. Dar să nu credeți că astăzi, mâine. Hai să vedem aici ce-i. Avem aici un culoar ascuns. Da. Să mor tu. Asta e camera de bebeluș. Camera copiilor. Ai. Numai așa ceva să n-avem nevoie. Dacă avem nevoie de așa ceva, e bai. Foarte fain. Și asta nu pare atâta de faină, dar na. Astea chiar nu par deloc interesante. Ok, o să dăm leave direct. Asta e închisă. Și fac pariu că ăsta o să vină la noapte. Peste casa asta, bineînțeles. No, dar ce, nu putem închide ușa? Așa. Și în sfârșit avem aici un foc foarte fain și admirabil, uitați-vă numai. Dar nu ne putem da crouch în jocul ăsta, că nu există buton. A, stați așa. Bă, de ce am pus așa? My dear friend, let me ask you. One simple question. Have you completely lost your mind? Your goddamn mind. Am luat și ok. Nu știu la ce e bună. Opa. Nu mă, dă-i înainte. Am zis dă-i înainte sau așa? Sau cum trebuie să facem? Nu înțeleg. În fine. Avem aici un telefon foarte bun. Încă funcționabil. Dar nu știu unde-i receptorul. Habar n-am. Ce s-a întâmplat, bă? Mi se pare mie sau... S-a schimbat ceva pe aici. A, nu, erau numai... Alea de jos, e bun. Și aici e ceva jos, care nu pot să-mi dau seama ce e. Desigur, totul va rămâne un mister. Până când totul se va împlini. Și dacă vreți o voce mai stranie, vă dă domnul ăsta. Ok, atunci ar trebui să mergem pe aici? Nu. Eu cred că trebuie să mergem pe aici. Așa, am făcut bine că am mers pe aici. Că acum nu mai văd nimica. Mă, bun. Și ce e aici? No fucking way. Asta e camera de la ultimul nivel. Ce caut aici, în basement? Sau ce avem noi aici? Bine că n-avem lanternă cu noi. Nu ne treabă. Report card. A, deci avem și zoom, mă, uitați ce fain. Până acum nici nu știam. Băi, bun. Hai să mergem direct către ușa asta. Sau ce naiba aia? Nu-i ușa. Bine, atunci avem aici un telefon sau cu carte. Credem că e un telefon. Ce păcat, mă. Deschidem ușa care e închisă. Și la ce am venit până aici dacă e închisă ușa? Ce multă logică! Stați așa, văd ceva acolo.
Da, nu mai de așa ceva să mai ai party. Bine, atunci bănuiesc că o să trească să ne ducem din nou sus. Pentru că e posibil și ar trebui să luăm și asta cu noi. Așa e. Sau ar fi trebuit să aprindem becurile, bă. La asta nu ne-am gândit, nu? Și ăsta ce naibai? Și ăsta e tăbec. No, bun, și acum putem să explorăm locul ăsta în totalitate. Ceea ce nu putem face în 20 de ani dacă nu avem lumină. Foarte fain. Asta mi-are parcă e paralizat, mă. Deci nu avem ce face aici. Acolo tot închisui. A. Numai eu am senzația că casa asta se dărâmă în fiecare secundă. Cred că da. No, bun, hai să închidem ușa asta. Și let's get started încă o dată. Bine, mă, nu cred. Să mor tu. Chiar sunt închis așa? Da. Ce e aici? Niște cufere. Cufere cu vin. Ăla-i. Și ștampile, mă. La ce am avea noi nevoie de ștampile? Chiar nu văd niciun folos în viață pentru niște ștampile. Deschide ușa, mă. Asta e un scaun foarte scârțuitor, așa. Bănuiesc că nimeni nu s-a așezat pe el până acum. Ce e asta? Direct. Get it right this time. Ce înseamnă asta? Ce vrea să însemne asta, mă? Și de ce e o grămadă de reflexie pe asta? Strange. Got that strange feeling. Deschide ușa. Opa, o mers. Și desigur nu mai e aceeași ce era. Și pentru ce să ne întoarcem noi unde eram, desigur. Când putem afla ceva nou. O casă bântuită, desigur. Care s-a închis ușa iară. Și iar suntem altundeva. Oh, ce fain. Și o bibliotecă exact pentru noi. Pentru că noi nu citim. Da, ce logică poate să aibă. Încă ușă. Încă un mister. Și iară. Ba nu, de tura asta nu. Ce aici? O, îmi place pictura asta. Ia uitați acolo. Superb. De ce nu mai are cufărul ăsta deschis? Sau pentru puțin? De ce nu mai are ușa deschisă? Pentru că există o cheie. Sau mă înșel. There must be a key or something. Somewhere. Wait, ce cu reflexia asta? Bă, nu-mi zice cam acum de făcut șupinuri. Ce naiba? Și unde-i codul? Oare? Cred că se află pe aici prin manuscrise. Sau în vreun tablou din ăsta. Așa-i. Spiritul observației, unde-i? Îl căutam de mult, dar nu-l găsesc. Nu, serios. Așa, mă, ăla-i. Opa. Ce e la L? Nu, e 4. 4, 8, 5. Unde-i? Aici. Ok, 4, 8, 5. Hai, da, ăla-i. De ce te-ai făcut de două ori? Așa? Bun, și s-a deschis cufărul. Și aici e cheia misterioasă.
piece of art doesn't have my name on it is killing me. Da, mă. Will you marry me? Ce întrebare asta? Never forget. Bun, eu merg pe aici. Never forget this way. Ok, never forget the door wasn't here before. Then. Ce fain e scaunul ăsta. Dar ce fain e scaunul ăsta alt. Sau mai bine spus, ce fain e focul ăsta. Asta ce caut acolo? Ce fain, bă, bă, ce fain. Ai de capul meu. Direct jumpscare, dar nici nu m-am speriat. Și nu este ceva de lumină pe aici. A, ba da, ia uitați acolo. Uite aici lumina. Dacă vrei lumină, nu, what the fuck. What the fuck was that? Am? Ce fain ești domnii ăștia, mă. Și pe aici am venit noi, nu? Și-o închis traba. Și trebuie să mergem înapoi. Pare destul de logic, nu? Așa cred și eu. Asta parcă era basement-ul, mă. Nu vi se pare și vouă același lucru? Ai bun, și nu băgat aici o ușă automată, băgat o ceva așa din lemn care se trage. O bibliotecă. Și ne-am întors înapoi. Pentru că nu putea fi mai fain înainte. Bun, și de aici vom continua data viitoare. Până atunci, o să mai auziți de mine.